vârfuri securi, îmbrăcate în ciocolată neagră, albă și date prin zahăr. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi facem vârfuri securi, date prin ciocolată. Uitați. Așa. Și vom avea nevoie de un aluat fraged. L-am făcut ieri împreună cu voi, aluatul cu smântână. Și pentru acest aluat, să mai spun o dată ingredientele, deci avem nevoie de 500 de grame de făină, 70 de untură, 180 de unt, 3 gălbenușuri, 300 de grame de smântână, un praf de sare și vanilie. Eu l-am dat la rece, am făcut o parte aseară dintre fursecuri și cornulețe și astăzi terminăm cu aceste fursecuri date prin ciocolată. O să le dăm și prin ciocolată albă și prin ciocolată neagră. Eu am pus-o deja pe foc, ciocolata neagră, ciocolata albă, să se topească pe baie de abur și dăm deoparte. Și să întindem aluatul. După cum vedeți, eu l-am împăturit și l-am lăsat în folie la rece. Ia uitați. Și asta se lucrează mult mai bine decât ieri. Aici avem fundul nostru. Ia uitați, vedeți cum am împăturit aluatul în straturi, așa. Și acum, voi rupe o bucățică. Eu mi-am tapetat și o ploaie de o tavă cu foaie de hârtie. Așa. Și vom întinde și vom face fursecuri cu această formă. Este o formă de floare și vom tăia mijlocul cu undui. Vom avea nevoie de un sucitor. Așa. Voi pune aici alături aluatul nostru. O să presurăm cu puțină făină. Punem puțină făină pe fundul nostru sau pe locul nostru de lucru unde lucrăm și întindem. Dacă facem fursecurile, aluatul trebuie să fie potrivit de înalt, nu prea subțire. Așa. Și le vom pune în tavă, le dăm la cuptor, eu le dau la cuptorul încălzit la 180 de grade și sus și jos. Așa, am să las cam așa de groasă, deci cam jumătate de centimetru. Așa. Și voi tăia cu această formă. Iată, ca o floricică arată. Vedeți? Și apoi în mijloc vom tăia și vom face așa ca un ineluș. Astăzi terminăm aluatul făcut ieri în direct cu voi. Așa. Și ia uitați. Floricică. Și apoi le coacem și le dăm prin ciocolată și albă și neagră. Și tăiem așa. Și punem în tavă. Puteți face și cornulețe și ați văzut ieri și floricele cu o cireașă în mijloc. Este super aluatul. Sper să vă placă. Așa. Și tăiem mai întâi cu cea mare, cu forma cea mare și apoi cu cea micuță. Și cornulețele le puteți da prin ciocolată dacă doriți. Așa, ia să vedem aici. Am să deschid și cuptorul să se încălzească cât noi tăiem. Așa. O să mai fac două și apoi deschidem.
Așa. Să deschidem și cuptorul. Așa. Și acum restul de aluat îl împăturim. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit. Așa, și punem în tavă și dăm la cuptor acum. Și le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 5 minute, 6-7, și să le scoatem. Așa. Aici avem ciocolata neagră topită. Vedeți? Și aici avem ciocolata albă. Ia să vedem. Și punem fursecul nostru aici și îl răsucim. Ia să vedem, mi-am luat aceste două palituțe de la mixer, să vedem, sau cu furculița, să vedem cum este mai bine. Așa. Ca să dăm din ciocolată jos. Mai punem încă unul și îl punem așa aici, nu știu dacă se vede. Uitați. Și îl învârtim în ciocolată. Încercăm să dăm jos plusul de ciocolată. Așa, să mai învârtim în ciocolata albă să se topească. Așa. Și una o să o dăm prin ciocolata albă. Sau putem pune într-un poș de hârtie și facem ziga-ziga să o deasupra. Mă ajut cu o furculiță. Așa. Încet, încet și cu răbdare. Așa. Să mai facem un albă. Le puteți da și prin zahăr pudră. Și acum facem așa. Închid. Eu vă arăt doar câteva și voi acasă, dacă doriți, cu răbdare. Așa, ia să vedem. Așa. Vedeți cum au venit? Ia uitați-le. Am să le dau puțin să se întărească, ca să le scoatem, să vi le arăt. Ia uitați-le. Ia să vedem dacă s-au făcut. S-a întărit. Încă nu bine, bine, dar s-a întărit. Așa.
ia uite alțile cum sunt. Așa. Fursecuri îmbrăcate în ciocolată și în zahăr. Să știți că sunt super, super, eu super bune. Am fost și astăzi împreună cu voi. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături.